teatro. Dar și teatrul este o lume. Viața fiecare persoane este o piesă de teatru. Fiecare își joacă propriul rol în viață.
astăzi în strada asta se află undeva des
Să mă încerc în continuare foarte,
multă satisfacție și toate bucurile pe care teatrul mi l-a butoane la muzică, am fost mașinist
Am văzut biletele, am lipit afișe, dar le-a făcut absolut pe toate. Și cred că toate astea cumulate au însemnat tu mai
așa cum îți dorești să fie cei din jur. Iar în ceea ce ne privește, ceea ce mă privește, eu am spus că instituția pe care o conduc, dovada în cadrul emisiunii noastre.
ducem normal pe căile. Vă spun eu cu răbdare. Cu răbdare. Da, da. Dacă nu o să mai... Dacă nu o să mai calculăm totul, dacă nu o să mai quantumizăm totul în termen care se ține de viața noastră. Dacă punem o cărămidă, două, trei, să spunem mulțumesc, să mulțumim Dumnezeu că am putut să punem mai cele trei cărămidi și să nu așteptăm neapărat să vedem toată clădirea. Faptul că am pus trei cărămidi înseamnă că în condițiile în care educația pe care am dat care vin după noi este una sănătoasă. Ei urmează să pun următoarele trei cărămizi și la un moment dat parte din construcția pe care o sperăm, pe care o visăm cu toții, meritul. Da, cu că ce să spun asta și în emisiunea trecută fiecare să participăm la reconstrucția societății noastre cărămidă. S-a întâmplat cu Casa de Cultură, a rămas în paragină. Unii rămân cu lemnize și alții cu folasele sau cu... Știți ceva important? Este părerea mea personală, este că ne putem uita în oglindă fără
jucate de Liga 3 națională. Sunt absolut 3-4 meciuri pe care n-am sărbuit niciodată. De acord. Dar nu, o secundă, nu confundați spectacolul cu rol. Așa, pot să vă spun spectacole memorabile astăzi, n-am să de exemplu niciodată primul spectacol pe care l-am jucat în Giurgiu. A fost o surpriză pentru că aveam 16 ani. L-am debutat, jucam un spectacol care se chema Bunica Semăritită. N-am apucat să avem premiera în Giurgiu, am plecat într-un turneu foarte lung. Sigur. Când m-am întors, repet, eram încă licean. Când m-am întors, eu n-am știut că primul spectacol a fost organizat tocmai cu școala 6. De la școala 6 s-au auzit la ce spectacol au fost invitați și au pus elevii să mă aducă o floare. Și sala a fost plină. Am primit în jur de 500 de flori. Plecat așa cu un braț, m-a lovit un plâns acolo pe scenă, m-am emoționat îngrozitor. A fost foarte frumos, un spectacol care nu pot să dorim. Dacă vorbim despre spectacol, nu despre rol. Da. Și au mai fost spectacole pe care eu le consider spectacole, de exemplu, care pentru care am luat festivalul la de la Piața Neamț, festivalul Tineretului, spectacolul absolut fabulos pe care l-am jucat în Cehia, la Hrad de Skralov. Au fost multe spectacole care m-au caresit.
Care este actul dumneavoastră preferat? Actul preferat? Păi, ce? Cinstit, vă spun că meseria, dar nu poți să treci dincolo de limitele talentului cu care te-a înzestrat Dumnezeu și m-a înzestrat cu atâta talent încât mă frăjește de fiecare dată. Scena. Din potrivă.
potrivă. Mă întorc la o întrebare pe care mi-a spus-o mai devreme referitoare la relația mea cu teatru. Au fost trei momente foarte grele pe care le-am avut în viață, când m-am simțit foarte bine scoțând haina Cosmin Crețu și îmbrăcând haina unealte persoane. Cu experiență. Ce ați sfaturați da unui tânăr actor? Unui tânăr actor la început de drum? emoțional pe care trebuie să traduci pe scenă.
ea mea atunci când am jucat un rol de dramă foarte, foarte puternic, îmi spunea că e foarte greu să doarmă cu mine în pat pentru că gem cel mai îngrozitor chin este nu atunci când joci, atunci când nu joci și stai pe margine și ți-ai dorit să joci, atunci
5% din țările sunt atât de personale încât nu o să vi le spun. Care mă privesc momentul garantat.
a fi un bun director de teatru. Mi-aș dori să fiu antrenorul echipei
Naționale Braziliei, care dacă nu mă înșel, e campioană olimpică sau... Exact. Mi-aș dori, dar eu sunt aici. Deci eu trebuie să văd care sunt realitățile concrete. Realitățile
la ter al unui bun manager de tatăl Giuvean, trebuie să încerce să lași ceva în urmă. Asta este și motivul pentru care acum a
personalitățile orașului nostru să vină la teatru, să frecventeze foarte des acest zământ de cultură, să se apropie, pentru că dumnealor este clar, pot fi formator de opinie. Societății democratice în care trăiesc, pentru mine un om egal un om. Pentru mine un elev de la liceu, puncte, puneți orice liceu în dreptul acesta. Yeah.
educația socială. Dar pentru mine mult mai important este ca domnul consilier, doamnele domnul consilier, să înțeleagă utilitatea teatrului și să susțină acolo la vot din punct de vedere financiar și administrativ. De mult bine să facem și ceea ce nu ne place. Câteva zile am văzut un tată care mergea cu bicicleta copilul. Era un stâng care de-abia mergea cu bicicleta de clar. Educație. Da. Deci
meargă cu bicicleta și le educa cum să asculte o autoritate. El nu considera că de fapt îi sădește nimic altceva decât frică. Sau din potriva,
devină un tiran, o familie sau un bărbat ținut sub apuc de nevastă. Pentru că strategia e făcută de atunci. Vedeți, asta vă spun. Educația este un termen mai sfânt lucru pe acest pământ este să educi copiii. Clar. Exact cum a spus noastră, important să fim noi educați, după aceea să cerem educație. Să știți ceva și îmi cer scuze că vă întrerup. Cel mai frumos lucru despre educație, eu l-am citit, este stă bine mersi și astăzi e în jur, stă pe peretele unui liceu, din jur, a fost există doar exemplu personal. Da, 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 exemplu personal poate fi și negativ. Atunci sau de o educare defectuoasă. Da. Se poate spune și așa. Clar. Sunt spectatori, avem o imagine filmată, registrată, vă rog este
care educația juridică, educația spirituală, o emisiune ce se adresează exclusiv copiilor. Vă așteptăm numai la TV Giurgiu.
Da, era... Ca să zic așa, era comodul, era dubelic, ca să spun asta. Aveam pală, spune undeva, că nu întâmplător toate civilizațiile au vorbit despre înțelepciune la sfârșitul lor. Pentru că în Amurg umbrele sunt mai lungi. Da, bine trăită. Am tot răspuns pe durata acestor 30 de minute. Am tot răspuns la întrebarea asta. Viața să vină trăită
Absolut, absolut. Credința mea în Dumnezeu este urmarea unei autoeducații. Eu m-am autoeducat. Eu am ajuns la această concluzie. Oricine mi-ar fi spus orice altceva, am spus degeaba. Este iluzoriu să credem că putem să educăm pe cineva într-un mod onest în credința în Dumnezeu. Nu putem decât să la extrem. Păi, de acord, și credința adevărată este relația între mine ca om care crede și divinitate. Trebuie neapărat intermediată. Este o relație intimă. Aș spune că e cea mai intimă dintre toate relațiile. Oameni cu har în rândul clerului, după cum nu spun că nu sunt și unii care sunt profund căluși, dar ca în orice domeniu de activitate, adică trebuie să așteptăm mai mult de 70 de ori cât 7 față de ale noastre muritori de rând. Da, sigur. A trebuit să trăiască totuși cu a de această responsabilitate și să-și calibreze mai exact atitudinile, mai ales atitudinile interioare. Da, asta e. Am înțeles. Din punct
să fac vinovați atât unii cât și ceilalți. Citam la un moment dat un interviu cu regretatul Marin Moraru, care spunea că nu mai vine deloc să meargă la teatru pentru că nu mai suportă să vadă că lipsesc actori de la repetiții, nu mai suportă să te vadă cât de disperat sunt. Fure de la
altminte lor în societate și așa mai departe. Și atunci
teatru, numai cei care nu au niciun rol. Da. Da. Interesant,
pozitiv, să fie încredere față de Dumnezeu, tot ceea ce, tot pașii pe care îi facem. Da, da, sigur. some part.
director din punctul meu de vedere, una dintre cele mai mari probleme este faptul că nu mai există o opinie publică, nu mai există sindicate care nostru
Da, sigur. Unul dintre cele mai frumoase citate, deci unul la care eu țin enorm. Este din Oscar Wilde, care spunea că dacă vrei să știi cu
la un spectacol de teatru. Câte vreme voi fi eu director și care să vă spune asta a fost o prostie de spectacol. Nu mi-a plăcut deloc.
Vă invit.